și rotunzi acolo. Hai să dăm drumul ca să povestim asta. Gata? Băi, era frizeria sus, cu tare. Nu stăm la vorbă. Hai, da. Am un prieten aici care ne știm de 40 de ani, poate mai bine. Poate și neamurile mele și familia mea și tot suntem erudiți într-un fel. Lansează un film șmecher de tot. Este tata la fotbal. Știți? Giovanni Becali. Atât. Ce altceva să mai spun despre tine? Nimic mai mult. Mulțumesc mult că ai venit. De mult vreau să te aduc. Dar e bine cu oportunitatea aici, asta. Mai bine mai târziu decât niciodată. Deci, așa povesteam cu Nicolo Mieruță și cu Samir. În Franța. Zim. Da. Deci, ai mers la fotbal în București, unde era Radisson. Veneam în 90. De afară. De afară. Dai seama. Și mergeam la hotelul București, că acolo era socrul lui Mateus la bar. Da. Bine, hotelul era împânzit de microfoane, dai seama, da. Toată lumea. Dar mânca cămătarul, Hagi, ăștia luau prânzul la restaurantul ăla. Și dai seama că veneau ai mei după stradă, cu tare, Oana Luciucă, cu tare, nu știu ce. Se întorsese fane. Oana Luciucă din America, se întorsese, fusese șofer acolo pe taxi. Pe taxi. Era finul meu. Eram botezat pe... Le era frică la aia în Harlem, nu el? Da, după aia a venit și aici. Cam tremurau. Da, încă. N-au avut țiganii mai șmeche decât oare până... Acum sunt mai multe clanuri, mai multe neamuri, dar atunci era mai... Și veneau mulți de ăștia, lasă pe ăștia care erau mai șmeche, dar mai amărâți. Cum e, trece, ce faci, cu tare... Bă, zic, uite care e situația. Când sunt singur, veniți mâncava. La frizerie, sus, că la București, acolo, făceam unghiile, veneau, pac, $50, $100, erau bani. După care zic, când mă vedeți cu un neastelian, dacă am băgat mâna de două ori în cap, gata. Nu e loc. Ei veneau la Inter, unde mă găseau. Bă, zic, nu-și dădeau seama, înțelegi, că nici nu... Și ce trebuia să le vorbesc în țigănește sau... Nu mergea, exact. Păsărească, nu prea știau ei că învățasem noi mai bine. Exact. Când ne feream de, știu. De poliția economică. Vinul de vinoace de coa, că e aborul de coa, aolo de coa. Gapă, băgă, de băgă, Da. Nu, băgam băde. Exact, băde sau cu băgă. Tu vrei să spun o întâmplare din Germania mai târziu? Dar stai să le spun eu ceva. Deci eu prima dată când m-am cunoscut cu Giovanni, auzisem de el de la taică-mea, de la Tahir, de la maică-mea, de la Fifi, de la Patria, cu ei, cu calul, cu toți. Da. Și era în 90, după ce am fugit din țară în 89, da. În Chifisia a venit cu un Chrysler LeBlanc. Mai devreme de 90. 89, a venit cu un Chrysler LeBlanc și mă uit și îmi spune Adam și ăsta, ăsta e Giovanni din asta. Da. Giovanni, de unde dragostea ta pentru fotbal? Băi, păi l-am jucat fotbalul și copilul, am jucat până la 20 de ani, 19 ani, am jucat la Dinamo la juniori, am venit să termin un an la, când am terminat juniorul la Voința, în Herăstrău, dai seama că Herăstrău era plină de coșmelii, toți țiganii erau prietenii mei și veneau 2-3 mii când jucam eu, plus că venea Pipera, voluntari, toți aia, da. După care am plecat în armată, am jucat un an la Marina Mangalia și un an liber la vapor cu haine să pot să fac un cenci la mare. Kent? Da, Kent, cenci cu tare și uite așa, eram cunoscuți, eram cu albanezul deja cunoscuți. Cei trei cunoscuți. Asta o să vezi în tu, film. Tu, Mircea Cain, albanezul și Calo. Toți patru, da. Și la sora lui albanezul e nașa copiilor mei. Wow. Primelor fete în Germania. Da. Fetele mele, primele două sunt născute în Germania. Și toate fetele mele sunt născute, sunt ortodoxe. Nu sunt catolice, că nevastă mea e columbiancă. Da, știu. Știi că nevastă mea dacă avea 2-3 mii de pară, eu ardeam și numai nevastă mea. Pe Șanțelizea am cunoscut. Exact vis-a-vis de Trocadero. Am fost acum un an cu niște prieteni italieni la un turneu de under 17 de tineret, să le arăt doi băieți și le arătam eu unde am copilărit, unde cu tare, unde am cunoscut-o pe nevoie. Dar numai, băncile au dispărut. Tot e numai Louis Vuitton, e numai, da. Numai modă. S-a terminat. Acolo, cum fac stânga. S-a terminat. Șanțelizeu meu. Că eu îl făceam de la cap la coadă. De la cap, o parte și mă opream la Arcul de Triumf. În partea cealaltă. Coboram pe Bulevardul Armata Poporului, în jos. Spre Bois de Boulogne. Și la câteva bănci înainte de Arcul de Triumf mai vedeam coadă pe afară, că dolarul ajunsese la 12-13 franci francezi. Cea mai mare explozie a dolarului. Și erau cozii la afară. Aveau nevoie gagii să schimbe în prostie. Și luam 7-8, 6.000 de dolari și mă ceam la Bowling, la Bois de Boulogne, că era Luță, alu... cum îi cheamă? Toți băieții erau acolo. Da, toți băieții. Bebe capre, toți ăștia. Bebe capre, toți ăștia.
Paul, unul Bișboacă, unul Bogoașe, toți. Toți. Și după ce nu mai fac, mă, mi-ajunge. Hai să merg acolo. Și în ce an ai fugit în țară? Țara am fugit în 76. 76. 76. Am avut prima dată o tentativă. O tentativă. M-au turnat la Herculane, la... cum se spune, călăuza care trecea, o serie, o dădea, o serie, o trecea. Nu i-am nimerit. Și ai fost norocos la ăla când te... Am avut și o vioră Stradivarius, să o duc în Italia. Cum mi-am luat-o la Fândulea. Tot la un lăutar. Emil Țiganu, dacă știi. Da, da, da. Care da. A murit. Da, era da. La Roma. Da. El. Și ai căzut în aia care te-a turnat. Am dat 40.000 de lei pe. Și te-a turnat. Ai căzut în aia care... Nu, mi-a găsit-o. Adică cu ea vreau să trec granița. Și te-a găsit și pe tine. Nu, după 4 ore au la Reșița. Au dus-o, au verificat-o și mi-au spart-o în cap. Știi cum făceau corzile alea? Da, da, da. Și am dat 40.000 de lei pe cuvântul lui Țiganu că e bună. Înțelegi? De 7-7 ai fugit. 7-6. Cum ai trecut? Pe a doua oară l-am ținut cu cuțitele la gât pe... Pe Călăuză. Pe Călăuză. Și ne-a trecut. Și te-a trecut pe la... Da, am trecut la... în Naideș. Serbia, pe Naideș. La Moldova, pe jos, da. Da, da, da. Am trecut la Moldova. Jos. Ne-a așteptat. După Dunăre. Pe Dunăre am trecut cu roata de tractor. Încă el ne-a ajutat să o umfle. După care ne-a așteptat băiatul consulului Iugoslav aici, care Sasha era... Aveai teamă cu el. Nu ținea valuta, ținea deviza asta din țările de est, care o schimba la Viena și nu pierdeam prea mult. Păi din cauza asta, din cauza cursului de valuta din Est Europa și valuta occidentală, s-a schimbat, m-a luat pe mine și pe chinezul cu valoare de 40.000 de dolari într-un Citroen DS21, de alea cu Jean Gabin, cu da, da, da. Pe Nissan, când se filmau filmele alea verde, alea care se lăsa. Da, da, da. Da, că am cumpărat-o, am făcut un clip unde asta. Am cumpărat-o la un arab. Și... noi, Varna, cu tare, nu știu, în Varna, eram la Neptun, eram, hai pe Florine, până în Bulgaria. Am mers cu o excursie de aia așa și nu ne-am mai întors. Și am făcut în 2 luni 40.000 de dolari pe banii aia. Puși în roata de rezervă, cumpărasem 3.000 de dolari mașina de la un student arab care avea mașina, foiexive, ca să ne ușchim. Și îți dau cuvântul meu, dacă am văzut la televizor acum 3 ani sau când au luat-o pe Elena Udrea, la Culata, granița, da, la Goevgrad, Culata. Și eu văd Mercedes-ul Elenei Udrea și pe ea pe scaun, săraca. Ți-a adus aminte exact? Băi, exact acolo era pus Citroenul nostru și noi pe bancă. Nici nu prea s-a schimbat nimic acolo la graniță. Nimic. Poate când, dacă bagă Schengen-ul, să dea barășile exact pe acolo, înțelegi? Și... desface roata, ne găsește, dă înapoi la Plovdiv și un reclamant, ultimul, Florin cu două fete, le arăta mașina înainte, la. Luați eu la Sofia, el la Bazargic. Eu la Plovdiv, el la Bazargic. 3-4 luni nu ne-am mai văzut, până a venit procesul. Când a venit procesul, ne-a dat un an, el zicea că la Bazargic, dacă era o provincie de-asta mică, un sătuc, i-a zis, nimic, bă, te ține puțin și la proces, vă, de afară. Când ne-a dat un an aleșinat, că el era și logodit cu nevastă sa, care era doctor la spitalul municipal. Mamă, și avea, deci, omul săracu planuri. Avea planurile peste cap. Dar noi n-am mai venit, după ce ne-am liberat, iar am făcut bani. Au venit ele. Și-a acolo în Bulgaria. Au venit ele. Luau, că erau șopurile în Bulgaria atunci pline și luai ce vrei. Nu era străin. Cu un carnet de conducere ziceam că e carte de identitate de la Viena. Și am învățat bulgară. Și așa am ajuns la Stoichkov, la Nasco Sirakov, la jucătorii bulgari, da. Știind limba bulgară, că altfel nu te lipeai de ei. Da. Înțelegi? Ziceau, nu. Și după aia în 76 ai fugit și ai ajuns în Germania. Da, am ajuns în Italia, la Napoli, am alt parcurs. La Napoli, după aia eu m-am separat cu calul la Paris. În Franța. După care albanezul cu Carina au cunoscut pe nevestele lor la Budapesta, pe peron în gară. Când toată lumea venea la Budapesta, că era bine. Da, era bine atunci, da. Și ăsta lumea, Luță, și toată lumea. Le-au cunoscut pe peron, din Lituania, nevasta lui Mircea, și
actuala nevasta lui Mircea Sandu, Liza, care a fost nevasta lui Dan Alban. Da. Care mi-a murit, care a murit în accident în, la Benevento, în Italia. Și atunci eram, nu eram, doi colo, doi colo, ne mai vedeam în Germania, colo, fiecare colo, cu lui. Mai venea un pont, mai cu tare, adu, vino, drege, că trecând pe la Napoli aveam și marfă. Că, la, dacă ești la Napoli, îți fac ce vrei tu. Nu mai spun că când vedeam ce se întâmplă acolo, ergastolo înseamnă... Acolo erau șefii șefilor. Deci. Și noi aveam unul care dar vrea să ne bage în elita asta. Și zic, bă, frate, băi, Hugo, tu știi ce făceam noi în România? De astea. Mai mici. Mai mici. Dă două palme milițianul, carabinieri. Ale erau prea serioase. Da, păi ce vrei să ne pierdem viața cu astea? Și atunci ne-a trimis să luați ceasuri de-astea așa, totul doar o șeață, numai că mașina era Pobeda. Și dădea americanului cu 3.000 de, 3 milioane de lire, care la magazin era 25 de milioane, original. Și avea înăuntru Pobeda. Te întreba dacă e original. E original. Îi spuneai, du-te și controlează că dacă e aur, în primul rând. Vedea că e aur, intra în apă cu gagica, că să-și arate el ceasul cu... cu ceasul la mână mare și pe plaje, intra apă sărată și unul mi-a zis, ce, give me money back, du-te bă, dracu, că am și pierdut și la... învățasem curse de cai. La ei, aulo... La, da, 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 la, la, la Napoli, da. Și uite așa, după care... Giovanni, tu ești unul dintre singurii care poate să mai țină minte, adică niște nume care, și eu sunt mic, eu sunt născut în 70, dar da? Nume care știu și eu de la taică-mă și de la astea și de neamul meu cum era da. Lucian Văru, Mimitică Cocoșatu. Corect. Și după aceea toate numele alea din anii 70. Da. Cezar. Nikita. Nikita. Păi tu mi-e spui de Cezar. Exact. Dacă, dacă stați în partea Pipera, asta altă în Floreasca. În Floreasca și în partea asta altă Dan Mutu. Dan Mutu e și trăiește. Acum. E acum, l-am avut la Țampafoi. Țampafoi. Balamuc. Balamuc, dar l-am avut pe Țampafoi. Costel Sticlaru. Costel Sticlaru. Au fost mulți, au fost mulți. Deci, lumea nu știe numele astea. Ion Cățaonu. Bravo, bravo. Ion Hingheru. Ion Hingheru. Sunt mulți. Ăia lui Bălan, Nicolu da, Bălan. Da, 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 Nicolu Bălan, exact. Tu îți dai seama cât barbut am jucat eu în Tei sau în prelungirea Ferentari. Tu îți dai seama că făcusem primii doi ani de liceu la Dimitrie Boientineanu, la San Sebastian, la Petre Ispirescu. Era așa. Tu îți dai seama toate cartierele. Cu toți băieții jucai. Ce să mai... După care ajunseserăm toți în centru, de la bilete, la valută, la cutare. Păi trăgeam acum cu nepotul. Ți-mi dat când era pe festi cu tine, da. Ăla cu cinematul Gafă Patria, care luați hârtia, puneați în spate și puneați cinematul Gafă Patria la bilet. Exact, da. Bă, dar eram tineri atunci, eram... 18 ani, 19 ani. Da, o să vezi filmul, o să vezi filmul, că eu fac filmul vieții mele, se cheamă Don Giovanni, pentru că, nu știu cine a venit la mine odată, un italian sau un francez, din fotbal. Și cum îl tratam, cum îl așteptam, tare, că la mine protocolul la aeroport, îl ia protocolul, plătești pe an nu știu cât, îl așteaptă un Mercedes sau cutare, îl aduci, stă în loje, tare. Mănânci, normal, dacă normal. Vrea să mai bea un drink, te mai duci cu el, pierzi timpul, ce să faci? Adică e un public relation. E un întreg, exact, un întreg proces. Păi da. Eu știu cum se lucrează. Și că... până vede și aduci jucă... la utarii. Bravo. M-a adus și altceva. Am avut la... exportul la, nostru cel mai bun. La Due Gali, la Dos Galos, știi, știi unde? Știu, știu, așa, am avut pe unul, Jean, care a murit. Ne-a ținut 15 ani acolo ca în filme, ca în filme. Ce să-ți mai spun? Îți dau... Zim cum ai ajuns la fotbal după aia din, din Italia. Păi stai să vezi. În Italia, la Napoli, îl văd pe... Citeam Gazeta dello Sport, aia, cu tare, mă ceam la era antrenament. Erai infocat în fotbal. Da, îmi plăcea. Nu, tu ai prins și anul când era acolo Maradona. Și Maradona, da. Și zic, bă, frate, zic, Antonio Caliendo, Antonio Caliendo, managerul, cu tare, cu Baggio, cu aia, cu aia, bă, bă, transferul, cu tare. Zic, bă, ce trebuie să facă, bă, tată? Ia, bă, să mă duc eu, că fratele meu cu Gigi, cu Vărâmi, erau prieteni cu Hagi, cu Lăcătuși, cu ăștia, ieșeau. Cu Mateus, cu Cămătaru cu și ăștia, când veneau să joace meciuri internaționale, eu mă vedeam cu ei. Le dădeam valută, ei dădeau banii vărului meu și fratele și meu. Da, aveau bani aici, că erau în oraș, se vedeau, mâncau. Și zic, bă, într-o zi, zic, bă, ce-ar fi să le propun eu să-i opresc aici?
pentru că în anii aia 86 Steaua a câștigat cupa campionilor. 87 joacă semifinală. 88. Te-ai prins că puteai să puteai să cu AC Milan. A luat bătaie cu 4-0, dar în sfârșit cum au luat bătaie cu 4-0? Ceva, nu știu, în sfârșit. Dar era echipa primilor. Dar asta e primilor. E adevărată bârfa aia sau nu? Ceva e, că nu ieșea degeaba. Să dea Van Basten cu capul liber, Gullit să dea și el două tot liber, în sfârșit. Dar nu mai dau nume, nu mai dau nimic, s-a întâmplat să luăm bătaie. Dar oricum, să joci final, până acolo să elimini o grămadă de echipe. Dinamo în semifinale, Viali, Dumnezeu să-l ierte, egalează aici pe Dinamo, Craiova, minutul, minutul unor Craiova. Deci fotbal românesc era în primele... A jucat Dinamo cu aia, cu Hamburger 3, mamă, când a fost meciul, a urlat România. Păi, cu Felix Maga, care cu un an înainte dăduse golul victoriei cu Juventus în Cupa Campionilor. Și după aia vine aici și elimină Dinamo în următorul an. Deci elimină pe fosta deținătoare a trofeului Liga Campionilor. Peste câțiva ani, când intru eu în fotbal, ca să vezi cum e viața, că nu o să-ți povestesc tot, pentru că practic o să fie... Da, le știu. Îți dau fragmente, că filmul o să... După care vine Felix Maga, termină cariera și ajunge manager la Urdigen, Bayer Urdigen. Și eu cu albanezul, cu Dan, îi vindem doi jucători, pe Timofte și pe Mișa Klein, Dumnezeu să le care a murit. Și managerul echipei, Felix Maga, jucătorul care a dat Marcel golul... Marcel, te văzuse în Germania, te văzuse cu Răducanu. Păi nu era Marcel Răducanu, era Mișa Klein. Mișa Klein. Cu Marcel ne-am văzut înainte, după ce rămăsese în 80. Și el și Sat Băreanu de la Dinamo. Bravo. Care mai târziu a luat numele de Sat Marie. Da. Și că la Karlsruhe, la Stuttgart și e pe acolo, pe la Germania. Și nu e antrenor, e director sportiv, dar la echipa de divizia a doua. A trecut timpul și pentru ei. După care eu încerc să-mi îi apropii. Pe Lăcătuși, te-ai prins că merge cu vânzarea. Da, zic, bă, frate, uite care, dar... Ajunge cu ceasurile, ajunge cu ceasurile. Da, zic, bă, ies din lumea asta, mă duc într-o lume unde îmi fac o viață. O afacere, păi unde mă duc? Ce o să fac? Într-o zi aveai o să deja mă... 40. Nu avem, 30 ceva. Ceva, da. Dar te-ai prins că nu mai merge cu găinăriș, cu, cu pârnaie, cu... Pârnaie, aia, nevastă, copil. Hai să-mi găsesc drumul. Și mi-am găsit drumul ăsta, dar le-am zis, bă, copii, problema e în felul următor. Eu vă scot după un meci, vă dați, aoleu, nu mai pot, ieși, te îmbraci și te aștept afară. Cere azil politic. Automat regulamentul UEFA te suspendă 11 luni, next sum transfer, liber, după 11 luni ai drept de joc. Cum a avut și Belodedici la Steaua Roșie și câștigă a doua Cupa Campionilor cu Steaua Roșie. Și tu n-ai avut, care nu puteai să-l vinzi. După care, în loc de transfer, cerem o sumă la semnarea contractului, pe care îmi dai și mie cât vrei, 25-30% mie, iei tu restul plus contractul tău, în care dacă vrei îmi dai și mie între 5-7-10%, că dacă am și eu 6-7%. Tu acum, pentru cei care nu știu, tu începuse să te prinzi că acolo să vând prețul 5 milioane, 7 milioane, 10 milioane. Păi, dar normal. În România nu știa nimeni, era un all-seat și 1000 de lei. Și jeepul ăla care le-a făcut Ceaușescu, cum se cheamă. Aro, care le-a dat câte un aro. Dacă și alea, mâna a doua. Exact. Și acum, un transfer, ei erau jucători, mai ca drept dovadă, 4 milioane, 5 milioane, 3 milioane. Din bani ăștia nu ceream 5, dar ziceam 3, dă-i jucătorului. La semnarea contractului, 3 milioane. Și din 3 milioane, dă bă și mie, cât vrei. Înțelegi? 10, plus, contractul plus contractul tău. Și cu asta basta, că în loc de 4, ziceam 2 și tot era ceva, nu 0. Da. Cum mulți au rămas cu 0. Răducanu, ăsta la altul... Că au fugit fără să știe. Nu știau, n-aveau manager și au rămas cu 0. Și le-au dat contractul lor. Bine, Răducanu avea și o vârstă. O anumită vârstă, Sfânt Marianu era mai tiner, dar Răducanu, datorită talentului, a jucat 7-8 ani la Dortmund, dai seama. Da, da, da. Și a fost unul de jongla portocala, cum jongla și Maradona. N-a știut cum să-și negocieze, că nu știa. N-a avut ghinion cu fosta soție din România, care a scos-o, avea un copil cu ea, s-a despărțit, de-abia la mai spre maturit bătrânețe și a găsit nevasta actuală, care e italiancă și are și un copil cu ea. După ce a fost în ultimii ani de contract în Elveția și a jucat pe la Zurich, mi se pare, FC Zurich. Dar asta
Pe lângă asta le-am spus, băi, uite care e situația. Și lui Hagi și lui Lăcătuși l-a dus. Zic, bă, facem asta. Dar eu vreau să fiu sincer cu voi. Eu nu văd familia de 15-17 ani. Și nu știu când o să mai văd. Vorbesc câteodată la telefon și alea poate sunt suflate, urmărite. Înregistrate, cum era pe vremea. Familia. Dai să mă să-i spui lui Hagi Lăcătuși ăștia familia. N-au putut. Nu. Dar între timp, 88-89, un meci colo, un meci colo, pregătire, colo, pregătire. Vine Revoluția, bă, tată. Nu te așteptai. Da, mă, mai știu, bă, tată, eram la Paris. Da, mă, la tine și cum a fost jucasem, în comparație cu muzica. Jucasem barbut cu unul și am pierdut la el, cum îl chema pe ăla, mă, tată. Român? Ha? Nu, țigan de anul de aici, luptător, de la Rapid în Giulești. Fii atent ca să facem o de-asta la muzică. Știi care e toată treaba? Tu, băieții te aveau pe tine acolo la fotbal. Da. Care te prinsese de șmecherie. Da. Înainte de Revoluție. Într-un la muzică, că tu știi că am avut mulți talentați. Da. Băi, mulți care au avut șanse. La mine a fost norocul că am fugit după aia din Grecia în America. Da. Și acolo m-a luat manager și m-a învățat. Corect. Dar mulți aici au ajuns într-o cârciumă. No, pentru că n-a știut managerul să poată să ajungă artist mare. Păi, la fel. Îl lua cineva de 3.000 de 100 de 200 de dolari. Dar arată-mi un actor, arată-mi un muzicant, arată-mi nu un, fără manager. Un sambalagiu, un ce vrei tu. Dacă n-are un promotor care îl promovează degeaba. La mine ți-mi de când am venit un antrenor mare în Piața Poporului, da? La Uriaș, m-a luat aici și de-aia a fost unul. Da, dacă nu mă luau un manager, nu. E, poftim. Dacă ți-au fost în Europa înainte de Revoluție, da? Și la artiști, la fel ca fotbaliști, s-au dus în cap. Au rămas să cânte într-o cârciumă. Frate, mergeam pe Champs-Élysées. De la Plas de Opera până la sus, Armata Poporului, până, da, da, da. Până în Boulogne, Boulogne. Și pe toți stâlpii pe ea vedeam pe ăsta cu Naiu. Pe Zamfir. Pui, bun, veneam să-l găsim pe undeva, să-l tâlhărim, prea mulți bani ăsta cu tare, înțelegi? Pă, frate, numai el era pe toate. Cum a ajuns omul ăsta? Manager. Nu știu. Management. Da. Nu merge. Să n-aibă un manager. Am avut și alții talentați, dar fără manager nu merge. Îți dau cuvântul meu. Zamfir putea să fie știu. Primul miliardar din România. În da. Locul lui Țiriac, în locul lui alții, la alții, la alții, la alții. Mi-aduc aminte când Țiriac a început cu Becker. L-a luat 16 ani. Da, da, da. 86. Becker avea un antrenor, Günther Bösch, sas de-al nostru plecat, pe care Țiriac îl cunoștea, fusese și el jucător normal de tenis, l-a luat, l-a făcut și mi-aduc aminte când a câștigat primul Wimbledon la 17 sau 18 ani. 86. Era Boș aici și țiria un scaun în spatele lui și când i-a dat una pe spate zice, hai bă că am dat și lovitura de trecut de aici. Păi de acolo. Că l-a luat, l-a făcut și de acolo a început după aia. Da. Că l-am cunoscut pe Țiriac după aia, înainte de campionatul european mondial din Italia 90, era la München. El aranjase o partidă amicală cu Germania. Și acolo ne-am cunoscut. Dar vreau să deci spun, cum a venit Revoluția, gata, hai, începem să vindem. A venit Revoluția, am venit în țară cu Dan Albanezu, mi-aduc aminte, Dinamo s-a antrenat cu Lucescu, aș merg cu Pardesie. Miroșeața parfum. A, parfum, cu tare, nu știu, când te vedeau ăștia. Păi, ești de bun la cap, oameni, păi, ferește, se vedea de la depărtare. Păi în 89, înainte de Revoluție, Dinamo joacă returul cu Sampdoria lui Viali, că făcuseră 1-1, joacă la Cremona, pentru că Sampdoria avea terenul suspendat. Și eu iau un Mercedes 190. De la nou, așa, alb, frumos, și mă duc la Tai Elveția și mă duc la Cremona, în Italia. Nu-ți mai spun. Mi-a luat Mateuț, cămătarul, mi-a luat mașina. Bă, o distruge, dă-i nouă, nebunilor. Ei mergeau pe lângă hotel. Augustin mi-a luat sacou. Ai început să vinzi. Gata. Cum ai venit după Revoluție? Fratele meu, vin și Lucescu, cu tare, nu știu ce, stai bă, cu date. Era vălmășeală mare, mă, tată, atunci. Imediat, ianuarie, februarie, venit. Atunci, din nou, cu Albanezul, cu tare, bom. La campionatul mondial, noi deja. Da, copiii ăștia mici, cum era Răducioiu și Lupescu, 19 ani, n-aveau încredere în noi, că de noi se auzea că nu suntem, că sunteți cioditori, că suntem cioditori, mafioți, cu tare, nu știu ce. Bă, ăștia ne... Nu vă cunoșteau personal. Da! Cămătaru și Mateuț și Hagi ne știau. Da, aveau ani. Veneau la... La jocul, exact, Ștefănescu, ăștia toți vă știau, Rednic, Orac, toți. Dar ăștia micii nu, Timofte, nu ne știau. Și, bă, zic, ce zic eu lui Dan, zic, bă, Dane, bă, pe ăștia i-a antrenat Piții Varga.
Pizzi, Pizzi, da, normal, de la Dinamo. Hai să-l luăm pe Pizzi, îl ținem cu noi o lună jumate aici. Nu bea un alcool, unde dormim noi, doarme și el. Și să-i, să-i semneze Pizzi, nu să-i, că știam noi pe aia buni. Să-i semneze ca să-i luăm noi. Să-i semneze el și după aia merg cu noi, vedeți, că bună. Noi facem contractele. Bună, 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 rău. Și l-a semnat, că tole, cu tare, l-am făcut pe reducere. 3 milioane a dat banii pe el. Erau bani pentru Dinamo atunci. Lui, 500 de mii pe an. Contract. Erau bani. Plus comisionul nostru ce am luat și noi și am trimis banii lui Pizzi. Una n-a rezistat și a murit. I-am dat banii surorii, da, că a început iar să bea, dar noi l-am ținut, ce să mai, marcaj strict până când am făcut. După aia Lupescu. Fost, iartă-mă că lui nu știe. Da. Eu am avut un prieten bun care m-a uit acum un an, Constantin Ștefan, care juca împreună cu Răducioiu. Cred că l-ai văzut, dar pe exact atunci cred că s-a lăsat în 99. Da, a murit săracu acum un an. Așa. Așa. Bă, 50 și toți, ceva de ani. Toți, da, tot ce mi-a povestit Pizzi, da. Asta așa de talentat a fost? Da, Pizzi a fost unul dintre cei mai talentați jucători. Păi dai seama. Poate între primii 3-4 în România, așa de talentat, nu? În 3-4 nu, că au fost jucători, că el datorită băuturii, datorită vieții dezordonate, a fost un fel de Dobrin în epoca lui. Adică într-o altă generație. Da, păi dai seama, eu eram junior la Dinamo. Când bătea lovituri de la 20-18 metri, asistau toată lumea. Păi lua cineva mingea să bată lovituri, Pârcăla, bă, ăștia, Lucescu, cine erau atunci, Nelu, nu vară nimeni. El. Și toată lumea, Pizzi, Pizzi, era de-al nostru, din cartier, din Tei. Ce mai talentați băieți, și la voi la fotbal, și la noi la muzică, da? Au fost terminați de la Machiala. Da, de la Machiala. Până s-a apărat drumul. Machiala era la modă în anii aia, exact, până am plecat noi. Da. Băi, eram și noi. Sau Machiala sau femeile. Eram și noi. Acolo, dacă erau... Păi femeile erau, că erau barurile deschise. Bravo. Când le spuneam la ăștia că România, până în 75-6, a fost Elveția Europei, ei nu cred. Bă, bar la aveam, melodii. La... Aveam melodii, care eu l-am cumpărat în... Continentalul. Eu l-am cumpărat în... în 90 și ceva, cu fratele meu, cu Pițurcă. Wow. L-am ținut 5-6 ani de la Păunescu. Da, de la Păunescu, de la Viorel. Da, păi de unde a cunoscut Pițurcă pe nevasta, da. Pe Lituania, din Lituania? Acolo, pe Vica. Era Melodie, era Atlantic, era ălaltul unde a murit Toma Caragiu. La Continental. Continental. Era Atene Palace-ul. Da, da, era da. La Doina, până și la Doina. Nordu. Se făcea. Nu, Nordu. Se făcuse un hotel la Crown Plaza, la turist. Da. Până și acolo, da, jos, da, da. Făcuse... Nu mai balerii. Flora. A? Flora. Flora, bravo. Lebăda se făcuse. Lebăda. Afară, care era cei care este retată, mai târziu. Mai târziu, mai târziu. Da, da, da. Auzisem. Și la fiecare balerii o balerine. Havana. Havana. Havana, bravo. Toate, mi-aduc aminte de toate balerinele alea veche, alea ne căutau pe noi. Boala fotbaliștilor și a muzicanților. Bravo, bravo. Băutura și femeile. Păi de-aia zic. Și multe talente s-au pierdut din cauza asta. Nu-ți mai spun că pe timpul la generație lui Pârcălab, lui ăștia, cu Uțu, cu ăștia, erau neveste care treceau pe la 2, 3, da, 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 4, da. Înțelegi, le schimbau. Bă, frate, dacă spun, dacă aș avea o filmare de la terasa, de la piscina Lido. Hotelului Lido, Lido. Nu știu. Din anii 71, 2, 3, când mă duc, noi vedeam cu valută, că intram pe poarta aia direct, în hotel nu intram ca să ne dea în primire. Tu îți dai seama, și plaje, venea Vasilica Tastaman, era cu Ienei, cu geantă, știi că ești la Nisa, mă, tată, la hotel. Singura piscină cu valuri. Incredibil. Când acolo sau mai Vioara, târziu s-au făcut și dans. Da, 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 cânta cu Vioara, dacă mai ții minte, fratele lui Aura Urzicianu, Gică Urzicianu. Bravo, care a fugit în Germania. Da, 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 da. Păi Pechea, și Aura. Pechea. Și Aura. Păi, Pechea te-ai văzut și apară după aia, cu Vali Pusi și cu ăștia. Cu Țăndărică. Noi ar trebui să povestim 5 zile aici, dacă povestim. Tata, păi, cu Țăndărică m-am văzut acum 12 zile la Atene Palace. Și ce vei, frățioare? Vorbeam germană cu mine, da, da, da. A stat în Germania, care copil acolo. Știu. Deci, primul jucător, Răducioiu. Pentru mine primul a fost Stoichkov. Stoichkov. Nasco Siracov în 86-7, că am plecat în Bulgaria. Nu, de România, zic. În România. De România, da. Primul jucător, Răducioiu, făcut în 90. După Mondiale, imediat. Adică nici
nici nu s-a terminat mondial. Și după a urmat toți, încet, încet. Lupescu, care se apropiase mai mult de Dan Alban, înțelegi, care s-a dus cu el, Timofte, Mișa Klein, a început... Cel mai mare jucător pe care l-a vândut Giovanni? Păi, pot să spun altul decât Hagi sau Stoichkov? L-a luat Balon d'Or. La Real sau la Barcelona? La Barcelona. La Barcelona. La Barcelona. Mai târziu vine și Hagi la Barcelona. A fost visurile mele să am doi frați odată într-o echipă. Și am avut. Adrian Ilie și Sabin Ilie la Valencia, amândoi. Pe Adrian îl aduc, îl dau la... Și aici l-ai avut pe Stoichkov cu Hagi. Și aici l-am avut pe Stoichkov cu Hagi, dar culmea... Care după aia nu erau, erau... Și cu un alt român. Cu Gica, Popescu, cu care devin cumnați, tu da, dai da, seama. Da, 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 da. Când îi spun lui Popescu, zic, bă, Gica... Aveați acolo șmecheria voastră? Da, da, păi eu avem o relație extraordinară cu Cruyff. Mie mi-a zis Cruyff, mi l-a dus pe Hagi, mi l-a dus pe Popescu. Iohan, nu mă înțeleg cu Gaspar, cu președintele sau cu Núñez. Insistă și cere ce vrei, că trebuie să ți se dea. O, am făcut șuste, că plec, că nu știu ce, că aoleo. Bă, îți dau cuvântul meu, eu dacă aș văd azi noi manageri, una, două, ce fac, bagă pe TikTok, pe cutare. Eu dacă aduceam, dacă strângeam toată presa în 30 ceva de ani, n-aveai un loc aici unde să, pe prima pagină, Corriere dello Sport, Gazeta dello Sport, cele mai mari reviste, Corriere de la Sera, am trei pagini în Der Spiegel. Tu știi ce înseamnă Der Spiegel? E o revistă în Germania. Da, mă, ești bolă ca cea mai importantă revistă, exact cum e Newsweek sau Times în America. Exact, am trei pagini înainte de campionatul european din Belgia și Olanda, cu jurnalistul venind de la Der Spiegel aici și îmi filmează în apartamentul meu în Floreasca, cu pantofii, cu astea, cu trei și parfumurile, cu hainele, cu... Și îmi dă Günther Netzer. Știi cine a fost Günther Netzer? Marele jucător al generației. Da, unul, da, da, Netzer. Netzer, la Hamburg. După aia s-a însurat acum cu Beckenbauer. A murit Beckenbauer acum un an, mi se pare. Da, acum câteva luni. Da, 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 geniu. Și Günther Netzer îmi dă telefon pentru că făceam drepturile de televiziune ale Federației Române cu el. El era venit în Elveția la Telesport, care era compania celui mai bogat om din Elveția, Lüthi îl chema. Și nu venea decât cu avioane private. Și așa mă urcam eu, am început și eu să învăț de avioane private. Și când fac interviu ăsta, îmi dă telefon și zice, băi, căcăciosule, băi nebunule, zice, ai trei pagini în Der Spiegel, Helmut Kohl și n-au avut trei pagini în Der Spiegel. Bă, dau cuvântul meu de onoare. Le-am tradus, că le bag în film, ca să vezi. Deci primul jucător care ți-a spus Cruyff a fost Gică, de Hagi, adică de Gheorghe. Da, da. A dormit pe Hagi. S-a prins, da, Cruyff de el. După America. După America. După America, că Hagi, da, a fost... Da, a durat un an jumate, doi, până l-am mutat. Nu, Hagi a fost la Real Madrid. Da, și după aia l-am mutat la Barcelona. După aia, nu. De la Real mergem în Brescia. Să Aulu, facem, da, Brescia, da, da. Rumenia. Dar de ce a fost Brescia? Păi da, a venit Lucescu cu Corioni, cu președintele de acolo la București. L-au zăpăcit pe Gică, eu aveam birourile pe Chiselev. Și de ce a plecat Gică de la Real? Păi mai avea doi ani. A jucat primul an cât de cât, al doilea cât de cât, dar la Real trebuie să dai maxim. Și atunci Real a zis, bă, dacă îmi recuperez 3 milioane pe el, îi dau drum. Tu deja l-aveai pregătit cu Cruyff pentru Barcelona? Nu era cu Cruyff, era pentru Brescia. Așa. Aici a fost nenorocirea, se vede la Real Madrid la Brescia. Da, da, da. Echipa intrată în serie B în A. Să joci un an la Brescia, să cazi în B. Să mai ai un an, doi, contract cu Brescia și legat să rămâi. Și îi bagă iar în ultimele 10 etape, 10 goluri al lui Hagi, intră direct. Se duce la mondiale, face mondialul și mă cheamă Johan Cruyff. Și ce mi l-a luat pe Hagi? Avea 29 de ani. Hagi, după 2 ani de Barcelona, îl duc la Galatasaray la 31. Toate ziarele turcești, cu prima pagină, Fanatic, Manati, toate alea lor, escrocul care l-a adus un elefant aici de 31 de ani să ne ia banii cu tare, de mine. Da, da, da. Și după aia l-a luat mințile. I-a zăpăcit. 5 ani de zile. I-a zăpăcit că puneam pașaportul la turc, la frontieră, Besali,
Înăuntru e că S. O, Besali, managerii, managerii. Înțelegi? Hagi a făcut atâția bani cât n-a făcut în Barcelona, Real Brescia, și Brescia. De două ori cât a făcut acolo, a făcut aici în 6 ani sau în 5 ani. După care, nu-ți mai spun, că am 200 de jucători între timp după aia care... Și ce, acum mai ce vedem în filmul ăsta? Ăsta care apare acum, Hai România. În filmul ăsta vedeți momente din perioada de pregătire a echipei naționale, vedeți dialoguri ale antrenorului cu ei, vedeți bucuria de după orice meci, bucuria primă de calificare din grupă, după aia golurile cu Columbia, explozia lui Dumitrescu, golurile lui Răducioiu și culminează cu supărarea, cu da, supărarea cu penaltirilor cu Suedia. Pentru că în Italia 90 la fel din penalti pierdem cu Irlanda de Nord. De două ori. La același Genoa. Lucru. Da, 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 da. Dar au fost, nu mai spun, aveam birou pe Chiselev și când a venit pulmanul de la aeroport, era tot Chiselevul, nici pe Ceaușescu nu-l aplaudau cum aplaudau pulmanul cu echipa națională. A fost ceva în care am ieșit în lume. Și după aia am rămas 10-12 ani, pentru că în 93 eu m-am făcut manager oficial, adică am avut 001. Licența mea e 001 de aici și 007 de la UEFA, de la FIFA. Că eram puțin manager atunci. Înțelegi? Toți erau la negru, la cutare. Da, da, da. Și am făcusem o organizație a noastră, IAFA, unde eram vicepreședinte, să mergem să ne apărăm drepturile la FIFA, cu Blatter. Și am mers acolo, cu tare, un olandez gelos. Zic, bă, dar stai puțin, câți jucători ai tu pe care îi reprezinți de la echipa națională a Olandei? Păi ce, eu am doi. Păi bă, nebunilor, eu din 25 am 22 care îi reprezint. De asta m-au ales pe mine vicepreședinte. Și am și voce frumoasă. Ăla a fost momentul când ai început să te cunoști cu Platini, cu toți. Cu toată lumea. Cu ce să-ți mai spun? M-am Giovanni, care ar toată... fi, în opinia ta, nu în opinia cuiva. Da. Primii cei mai talentați, nu spun disciplinați, că ai văzut toată lumea cum vorbește și Mourinho și toți, că în liga fotbaliștilor mari din lume, da? Da. Toți știu de Maradona, de Pelé, de Messi și de Ronaldinho și Cristiano Ronaldo. Dar da, toți îl consideră cel mai talentat. Da. Ca talent. Da. Pe Ronaldo brazilian. Pe Nazario. Ca talent. Nu, n-a avut continuitate. Pentru mine numărul 1 e Maradona. Maradona numărul 1. Nu, că l-am văzut eu la... Păi dacă la antrenamente avea 25-24 de mii de spectatori, la antrenamente Maradona. Maradona... Da, tu l-ai văzut live? L-ai văzut live pe Ronaldo brazilianu. Da, cum să nu? Genial și ăsta. L-am cunoscut direct. A fost norocire și ăsta. Da, da. Dar pentru mine a fost Maradona, după care urmează mai mulți. Și Messi, și Ronaldo, și Ronaldinho. Dar numărul 1... Ăștia a primit 4-5. Da, da. Numărul 1 e Maradona. Să spun de ce. Bă, Maradona, sfântul cel mai tare la Napoli e San Gennaro. Ei, copiii, când se naște Gennarino. Păi de când eram mici, ai uitat când vedea filmele cu Bud Spencer, spunea San Gennaro. Da, San Gennaro, da. El era acolo un fel de Iisus. Acum la ei San Diego, pentru că Diego e stadionul, e tot. M-a povestit prietenii de-ai mei că aveau lângă icoana cu Iisus, aveau fotografia lui Maradona. Lui Maradona, da. Stadionul e Maradona. Da, da. Acum, Diego Maradona. Maradona, că spuneau ăștia că dacă el avea să plătească 17-18 milioane la fisc, venea cu două ceasuri la mână, cu cutare, cu cercei, cu... Nu, adică Diliman, Maradona la Napoli putea să vină cu 20 de valize dacă îl controla un vameș și un taigă. Un vameș nu-l controla. N-aveai voie să-l controlezi. Când trăgea, când făcea... N-aveai voie să-l controlezi pe Maradona. Ții minte meciul ăla pe care tu îl știi, poate lumea nu mai ții minte, când a jucat Napoli cu Amsterdam sau ceva? Da. Da? Și au pierdut aici la ei la Napoli cu 3-0. Și l-a sunat ăla, era în Argentina. Trăgea, spiritul, făcea cu norocir, exact, da, cu gaci, da, și nu știu ce. Și l-a sunat pe ăla și a spus: "Gata, te dau afară, nu știu ce." Și a spus: "Nu, mergem înapoi în Olanda." Le dai 3 goluri, dar restul te ocupi tu. Da. Și a venit înapoi și... Păi dacă era geniu. Geniu, da, geniu.
Păcat că n-a trăit mai mult, păcat că și-a avut o nevastă, două fete frumoase. Și-a bătut joc de viață rău cu... Uite-te, vezi tu, făcând comparații, uite-te la Messi. Ce? Trei băieți are nenorocită și toți frumoși, unul după altul, așa, dintr-un an jumate, într-un an jumate. O nevastă pe care a avut-o la 16 ani și cu ea a rămas. Impecabil. Viață extraordinară. Și nu se compară, dar una e, nu poți să le ai pe amândouă. Și Maradona a avut-o pe asta așa. Geniu și carieră. Dacă avea 10% din determinarea și disciplina lui Cristiano Ronaldo? Da, păi pe Cristiano... 5% dacă avea. Eu l-am scăpat pe Cristiano Ronaldo pentru 100.000 de... Deci eu, în 2001, Bellini, antrenor la Sporting, Marius Nicolae îl transfer la... Și l-a dus și pe Jardel de la Galatasaray acolo. Și mă cheamă Loții Bellini, zice, Giovanni, dacă când ai timp, vino să vezi un jucător... Ce n-ai văzut? 14-15 ani. Sau chiar 2. 15 ani. A, nu, aveam 16 ani. 16 ani și ceva. Și al doilea era Quaresma, care avea 18 da, și da, ceva. Da. Și am fost. Quaresma a jucat o repriză la schimbat. Țigan portughez. Da, da, da. Și ăsta mi-a zis că îl bagă. L-a băgat un minut la sfârșit. Fluierul final, la revedere. Vin la hotel cu Jardel, cu Quaresma. Zice, 100.000? Nu, Quaresma zice, eu vreau un Porsche care era 311, care era tot 100.000 de dolari și Ronaldo vrea 100.000 cash să-mi semneze procura. Și a zis, bă, lăsați-mi un timeout, să vin și eu, să-l văd mai mult. Văd. L-ai văzut un țiganuș mic din Portugalia. Da, da, tu avea bube cu tare și după două săptămâni mă cheamă Bellini și zice... Quaresma a venit cu un Porsche care era la antrenament. Gata, da, da. S-a adus parnoasa. Eu mi-am dat seama de el bine tot. Eram în Germania, da. Trebuia să semnez contractul cu producătorul de la Night of the Proms. Am avut un turneu cu Joe Cocker, James Brown și cu ăștia. Și eram la Köln. Da. Și în holul hotelului am văzut cu ăsta vineri, sâmbătă, și ei, la fel ca la tine, știi, cu șmecheria să mă țină, să mai negocieze, da, nu știu, da, ce. Am vrut 100.000, aveam 70.000. Da. Și ca ziua, domnule, nu putem, nu știu ce, hai să ne vedem luni. M-a încălzit, m-a ținut vineri, sâmbătă și pe aia m-a lăsat duminică singur. Da. În Köln, tu știi cum e? Duminică singur, în luna ianuarie, îți vine să te omori. Mori. Și era, da, nu mai știu, februarie, martie, era campionatul european de fotbal. Martie nu poate să fie campionatul european. Stai o secundă că spunești că... Nu, mai! Nici în mai. Campionatul european și campionatele mondiale încep întotdeauna în iunie. A doua întâlnire, iunie, bravo. Da. Și a fost când a câștigat greci și au pierdut portughezii. Ah, când a câștigat Cupa Campionilor. Nu, Cupa Europei. Cupa Europei, greci. 1-0, 1-0, am stat acolo, n-aveam chef să mă uit, da, dar fierbeam a doua zi ce o să fac cu ăsta, cu banii cu astea. Da. Și nu era Facebook, nu era nimic, ai înțeles? Eram și singur. Da. Trăiam în America. Da. Bă, ce să fac? Și mă uit la meci. Mi-a plăcut meciul? Bă, și la sfârșit l-am văzut pe copilul ăsta cât a plâns. Da. Și zic că ăsta o să ajungă mare. Da. În ce fel? Adică a plâns rău de tot Cristiano, ții minte? Da, a plâns și ăsta ajunge mare. De Cristiano știe că m-am întâlnit după aia, că am fost când în 2008 sau 2009 au jucat Barcelona cu Manchester United. Și a bătut Barcelona și ne-am dus la hotel cu Gică Popescu. Și vine și zice, n-ai avut încredere în mine, înțelegi? Dar să fii sănătos. Rămâne unul dintre primii 5 jucători de lume. Cristiano e atât de pregătit mental, fizic. Cu toți antrenorii, cu toți doctorii, el știe cât ți-am poate să mai meargă. Câte dragoste trebuie să facă înainte de un meci. Câtă mâncare, câtă respirație. Câtă mâncare, când să respire greu, când să stea la plajă. Eu cred că pe el urcă o să cel puțin un milion sau două pe lună, doar tot aparatul tehnic. Un miliardar, cred că are peste 2 miliarde acum. Nu, dar zic, cred că o echipă care... Plătește 50.000 pe zi. Tot ce face din 24 ore. Ca să funcționeze totul perfect. Doarme, știe ce... Tot. E totul mai rău ca la Messi. Messi da, 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 da. De... Nu. Ăsta e un computer. La Cristiano știi cum mă văd asta în basket? Și va juca încă 5 ani. 2-3 ani. Da. 2-3 ani, până la 4 ani. Cred că vrea să depășească asta cu 1.000 de goluri. Ți-ar putea e primul asta, care da, ajunge. Da, că îi plac astea. Știi cine îl văd așa tot la fel? În America?
Eu am stat acolo, dar adică câți ani am stat, bă, nu s-a lipit niciodată de mine nici basketbolul, nici baseballul. Da. Mă duceam să mă pischisem și juram, păi, mă, ce faceți cu... Cum se cheamă ultima finală care a fost acum, dar nebunie? Super Bowl. Bă, eu nu înțeleg sportul ăsta. Deci astea trei, fotbal american, da, da, basketball și astea. Și fii atent, tu zici la ce fel de invitații aveam la cel mai mari meciuri. Da, 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 a, da. La ce mă duceam? La box. Boxul. Klitschko, l-am văzut, da, pe Klitschko, da, l-am văzut, da, pe Tyson, da, adică așa, da, în, da, în față. În față, da. Știi cine mi se pare ca Ronaldo în America? Mm. Asta, King James. King James, da, da, da. Același, da, lucru, da, cu antrenament, da, da, cu masă, știi, cu tot. Ești pro, nu e talentul lui Jordan, exact, dar e... Basketul e altceva. Dar finala asta, bă, băiatul, eu nu pot să înțeleg, să-ți bagi de alea, de fier în față, cu ta... nici nu știi. Bă, avem și noi rugby, nu? Bă, la rugby. Ai văzut și la ei, tu ca manager, ai văzut și la ei ce prețuri sunt? Doamne ferește! 200 de milioane, 300 de milioane, 250 de milioane. Doamne ferește! Păi asta e nebunia americană. Mai rău ca la fotbal. Uite, de asta toți patronii, pentru că au invadat aici, au luat în Italia, italieni de origine, a doua, a treia generație, au cumpărat echipe în Italia, nu mai spun în Anglia, englezi, la Manchester United, la Newcastle, la ăștia. Ei vor să facă spectacol. Ei asta sunt obișnuit cu spectacolul. Cu spectacolul. Păi tu n-ai văzut ce face Beckham, cu Messi? Da. E mai mult un show. Da. Îl doare în fund că e 0-0, că să crească. A luat echipa la 500 milioane, a ajuns deja la 2 miliarde, cred că o vinde la 10 miliarde și la revedere. Eu l-aș pe aia 2 de la Barcelona. Nu era așa pe vremea lui, că eu pe vremea lui eram acolo, mă duceam la Galaxy când era. Nu, era liniștit, pentru că era doar jucător. Când a fost Ibrahimovic, nu, el s-a prins la șmecherie. Ce au nevoie americani? Patronul principal, acționarul. Cu nume de ăsta, cu nume de... Nu mai știu, dar a fost ideea lui să-l ia pe Beckham și Beckham a pus și el bani. Beckham acum cu Miami s-a prins și au nevoie americani. Exact. Și le dă show. L-a costat puțin și show le dă. Bravo. Mai mult decât atât, și Beckham a făcut show și în fotbal. Adică era preparat pentru show. El a fost totdeauna mai mult. Deci a fost la Manchester, a plecat cum a plecat, a făcut, de asta a făcut și filmul ăla pe Netflix, ai văzut? La nivelul lui, nu sunt eu fotbalist, să spun asta, dar tu știi mai bine că tu ești cu asta. El n-a primit niciodată, au fost alți fotbaliști mult mai mari care n-au făcut nici 10% din banii lui Beckham. Corect. Știi ce zic? Și nevasta a avut bani. Amândoi creieri. Și nevasta m-au zis că creieri. E familie, nu știu. Și asta, și avea din trupa aia care au avut bani, adică le-a mers asta, frumosul, cargagiu, adică a fost parte. Trupe mai importante decât soția lui Beckham, cu celelalte, exact. ABBA și altele, bravo. Care nu știu dacă au avut succesul ăstora și banii lor. Nu, și el a învățat foarte bine asta, Giovanni. Marketingul ăsta l-a învățat belea, Beckham. Incredibil. Adică incredibil. Mișcarea asta care a făcut-o cu... Marketing, moda, cât și până și tatuajul l-a învățat să și-l facă. Dacă Messi, vorbim în limbajul nostru de băieți, da. Dacă Messi era și puțin șucar, ăsta făcea încă 3 miliarde cu Messi. Doamne, dar Messi... Nu, dar ăsta nu e șucar. Nu e șucar deloc. Pentru că știa să folosească de asta. Și când vorbește liniștit. Da, da. Pentru de faptul cum joacă. Viață, da. Cum joacă nu, și ce viață. Că, mă refer că l-ar fi luat Beckham și l-ar fi făcut alte contracte. Doamne. L-ar fi băgat în filme, l-ar fi băgat. Că omul e mai mult actor. Da, e actor. S-a prins. Da. Mamă, și le face ăștia cu Interul, e doar de show. Bani. Da. Eu cred că o crește maxim în 2 ani. Și poate să și retrogradeze, nu-i interesează. Nu interesează, e show. Vreau că vin toți actorii după ei, vin toți ca să-l vadă. Ei n-au un stadion decât de 25.000, n-au un stadion de 100.000, de 80.000, cum sunt stadioanele celelalte. Deci, dacă el a ajuns în 6 luni de zile la 4 miliarde deja, da. Eu cred că vin de la 10 și la revedere. La 10, da. Un an, o ține și la revedere. Mai ia el ce... Nu l-a ținut pe Abramovic, că și ăsta erau de... Pe Ibrahimovic. Da. Că și ăsta... Nu a convenit, că de asta că l-au pe Messi, că cu Ibrahimovic nu mergea. Exact, și ăla e. Că l-a luat proprietarul echipei Milan, lângă el, consilier. Dacă ai imagine. Da, imagine. Știm noi mai bine. Mi-aduc aminte când l-am dus pe Chivu de la Ajax, la Roma. La Roma și nu-i dădeau drumul. Vreau 25 de milioane, ăștia dădeau 18. Chiar atunci când s-a schimbat dolarul în euro. Azi am fost la Amsterdam cu directorul sportiv Franco Baldini și mâine se vorbea de euro. S-a schimbat și ne-am zăpăcit în schimbul ăsta. Da. Și nu-i dădeau drumul. Și l-am chemat pe Ronald Koeman, care era antrenor. Da. Și zis, bă, Ronald, a fost jucător, da. Bă, l-ați luat pe 3 milioane de dolari. Îl dați 18-20 de milioane de euro. Să că la Roma, mă, frate. Ajax, e într-adevăr. Dar are șansă să facă ceva la Roma. Da.
Și zice, uite care e situația, Giovanni. Ne-a dus aia, directorul general de la Ajax, ne-a dus la bursă. Prima dată în viața mea, când am venit la bursă. Zice, scrie acolo, Chivu pleacă la Roma. Da, pleacă pe 18 milioane. Minus. 3, nu știu cât. Chivu rămâne la Ajax. Plus. 4. Și îți dă toate posibilități. Cum fac aia la fotbal american. Exact, mă, tată. Da. Și zice, ce-a fost mai bine pentru Chivu? Mișcarea cu Roma sau mișcarea cu Milan? Cu Inter? Cea mai bună a fost cu Inter. Cu Inter. Păi am refuzat Real Madrid. Sunt singurul manager din Europa care a refuzat, și din lume, care a refuzat Real Madrid și Barcelona. Două, pentru Inter. Două instituții catolice care uriașe. Nu pot să le refuzi. Și Real Madrid trimite pe Peja Mijatović, directorul sportiv, fostul lor mare jucător sârb, care a rămas la ei în conducere, îl trimite la Roma să pune de acord cu Roma. Mai avea 6 luni. Eu puteam să nu semnez să plece gratis. Dar ăia scriau traditori, cu tare, la baza de Trigoria, unde se antrenau. Și Brenner Giovanni, mă fac ăștia trădători cu tare. Dacă l-aveam pământul, nu se pleca liber. Și împărțeam 18 milioane. Noi, de ce să le... Și pe l-ai dat pe Chivu de la Roma la Milan? 18 milioane a plătit. 18. Cu cât l-a luat, atât a dat Inter. Cu 6 luni înainte să termine contractul. Dar îi promisesem lui Moratti, președintele... Băi, și când spui Moratti, spui o altă somnitate în Italia. Da, da, da. Înțelegi? Și i-a dat 4 milioane jumate, 8 ani de zile, neto. Și azi vorbim de 4 milioane. Tu îți dai seama, eu atunci am transferat pământul 21 și cu 42 de milioane într-o vară. Și m-au ales la Calcio Mercato omul, cel mai bun, omul mercatului. Acum 21 de ani. Care a însemnat 100 de milioane. Și mai mult, poate. Și Mutu joacă pe 3 milioane. Atunci. Dar n-a avut inspirația să mai continue. Zi-mi și mie 5 cei mai buni jucători români din toată istoria. Știm, adică, nu, v-au zis pe așa, și aia care au fost talentați și s-a terminat de la băutură și de la femei, și aia care au rămas. Hagi, Dobrin, Balaci, Dumitrache, Moxu, îi se spune. Da, da, da. Pizzi Varga. 5. Ăștia sunt. 5. Așa poți să... 5, atât, 5 jucători pe care eu i-am prins și i-am văzut. Și eu de la fel, Bala ce atâta șansă, dacă nu era accidentul cu meniscul, da, era nenorocire, nu? Și i-am văzut, știu de... L-ai fi vândut pe Bala după Revoluție? Sau era prea bătân? Cum? Nu, păi era accidentat, am venit. Nu, dacă nu era accidentat, l-ai fi vândut? Păi avea 28-29 de ani, venise la Dinamo, putea... Abuginion. Nu s-a mai... Mare fotbalist. Da. Poate unul de ce mai tare. Și el a fost și cu minte, n-a fost cu machiala. Îl reprezentăm pe nepotul. El n-a fost cu machiala, scuza, a fost cu minte. Mai nu, bea, dar nu ca Dobrin, nu ca Pizzi Varga și ca ăștia. Nu, de genul ăsta nu. Am avut o familie, o soție exemplară, două fete. Îl am pe nepotul sau acum, care e băiatul lui Trică. Știu. Băiatul lui Trică, care are 18-19 ani acum, luăm, e un vârf. Tu știi în ce vremuri am crescut noi? Și cu muzica și cu asta, n-aveam instrumente, mergeam cu găuri în pantofi, în zăpadă, studiam pe la ăla, mă duceam pe la Florică Roșior, mă duceam pe la Nunți, mă duceam, tu știi cum am crescut și noi, pe la Toni Iordache, voi, da, așa, da, cu fotbalul. Da. Bă, cu toate că eram în kinul ăla, care n-aveam stadion, pentru băieți, n-avea Adidas, n-avea, da, nu știu ce, n-avea hormoni, n-avea injecții, noi n-aveam instrumente. Exact. Noi n-aveam nimic, adică, da, cum de făceam performanță și acum când avem totul, da, nu facem performanță. Acum avem stadioane. Echipamente, tot ce ne trebuie, vitamine, suplimente. Fotbalul a început să fie distrus și va fi distrus de tehnologie. Tehnologia, la fel ca și muzica. Tehnologia mă înspăimântă pe mine. Adică, să fă un sondaj. Du-te într-un... Când cobori din avion, arată-mi un pasager din avion care în momentul când iese în avion nu dă drumul, da, la telefon. Acum venem cu nepotă meu coadă pe bulevardul, da, 3 pe telefon. Și stăteam la semaforul de la Piața Victoriei și mă uit în dreapta, mă uit în stânga, mă uit pe telefon. 4 3 femei și un bătrân stând la stop,
dădea un mesaj. Dacă pe adică... vremuri, vreau să spun ție asta, întrebarea asta cu tot respectul care l-am pentru tine, da? Și cu toată încrederea care o am în cunoștințele tale. Dacă pe vremuri, femeia și machiala era problema. Da. Care distrugea un jucător mare. Corect. Și la muzică la fel. Care e în ziua de astăzi problema care distruge un jucător? Tehnologia asta. Tehnologia. TikTok-ul, Instagram-ul, toate astea. Deci asta e mai mare dușman și decât drogurile și decât orice, și decât machiala și orice. Păi da, da. Păi da, tu n-ai văzut că și drogații stau pe TikTok-ul, stau pe de-aia și pe... care e problema? Asta resimt și de la antrenor și de la tot ce spun. Nu există un jucător, un copil de 14-15 ani să iasă de acasă să, și să-i spună lui mama, mamei, să-i dea, mama, am terminat antrenamentul și vin spre casă. Nu. Dă un mesaj, dă un TikTok, dă o... Asta e tehnologia care probabil va distrui... Nu va mai avea, cel puțin la noi e exagerat. În alte țări... În alte țări le iau telefoanele. Bravo, bravo. La școală. Da, da, da. Văd că aici la noi, nu știu cât ne vom apropia de interzicerea. Au făcut ăștia niște studii. Da. Îți distruge dopamina. Dopamina care este un neurotransmitor, nu serotonina. Poftim. Dopamina care este neurotransmitorul motivației. Deci dacă tu stai două ore pe ăsta și te-ai uitat, nu mai ai motivație să faci ceva. După aia ești leșinat. Fratele meu, eu telefonul meu e cel mai mic. Ca să nu ocupe prea mult loc. Am secretari, am oameni angajați. Răspunde. Să-mi dea și mesaje. Să-mi dea și mesaje. Nu vreau să-mi încarc eu. Bă, mai dau și eu un mesaj. Da, okay. Măi, dar când văd fetele mele și chiar și nevastă mea, vorbesc numai pe mesaje. Eu când îmi dau un mesaj... 31 martie, fac 54 de ani, te invit la petrecerea mea, o să fac petrecere gypsy. Așa. Și 31 martie știi care e cadoul meu. La revedere. Telefon. Nokia de la vechi. Da, poftim. Am terminat. Da. Știe toată lumea. Da, știe butoane, toată lumea. Butoane, da, nu de da. Servicii, nu de altceva. Da. Nu, nu, nu. Da, da, nu da, mai da. Vreau să mă întreb cu asta. Am oameni care se ocupă, nu mai vreau să mă întreb. Eu la fel. Eu la fel, nu vreau. Uite, telefonul meu. Îl ține în afară de 30-40 de băieți, tu, Nicu și alții care au numărul meu, urez, nu mai... Da, da. Nu răspund. Da, da. E incredibil. Asta e. Nu vreau să spun mai multe pentru că... Trebuie să vedem filmul. Trebuie să vedem filmul. Îți mulțumesc mult. Ce face familia? Ce fac copiii? Totul bine? O secundă. Don Giovanni se cheamă, că un italian sau nu mai aduc aminte, mi-aduce o plancată trebuie frumos desenată cu Don Giovanni. Adică modul cum mă comportam eu cu cutare, cu nu știu ce. Și cei care au avut inspirația să fac filmul care îi cunoști și tu, au fost Don Giovanni. Don Giovanni. Eu deasupra nu mai am capul meu, nu mai am fotbaliști cum au alții. Da, da, da. Subalterni. Eu am pe Marlon Brando. Da. Deasupra. Da, da, da. Capul meu. Înțelegi? Adică de la Don Corleone. Bravo. Gata, dacă îți faci asta, fac muzica, compun muzica din partea mea. Fără pretenții. Nu e nicio problemă. Sunt oamenii care Știu, ai toată echipa. Da. Apropo de familie, am trei fete. Să-ți trăiască, știu. O nepoată, țiganca mea. E bine? E bine, 60 și ceva de ani. Mulți înainte. Înțelegi? Tu faci 45? Eu fac 49, peste vreo lună. Dar fac în fiecare zi 5 km. Bine. 5 km. Te menții bombă. Da. Cu machiala nu prea? No, păi machiala n-am avut niciodată. Știu. Niciodată. Cu mâncatul? Mâncatul destul de ușor. Mai mult post. Fac o gimnastică 15-20 de minute de sală acasă. Cum să spun eu, fetele bine, cu facultăți, cu câte două facultăți, cu... N-ai auzit de ele, nici nu știi de unde știu, să trăiască, să pisă toată. Nici de alu frate, nici de alu Gigi. La noi familia e ceva tabu. Așa e. Și cu asta basta. Dacă vii odată la bar să-ți arăt, păi vin, cum să vezi și casele la noi, cum stăm împreună. Eu stau eu, Netflix, Netflix face un film despre viața mea, documentar. Așa. Și vreau să vin să-ți ia și ție interviu despre mine. Bravo, tată, bravo. Ce să-ți mai spun? 1989, ții minte aia, când ai venit cu Kleiserul Blanca, la și am rămas așa, exact. Da. Și asta altul vine lângă mine, Dumnezeu să-l ierte. Adam, vezi, dacă ajungi mare cu naiul, poți să faci tu ceva. Și pe aia erau ăștia alții, Petrica Lăutaru și ăștia alții și Nicu. Mergi mă cu noi la treabă, zic, nu, că vreau să studiez, să ajung. Bă, dacă le spui la ăștia, nu au cum să înțeleagă. Dacă le spui, nu înțeleg, zici că vorbești povești, de un film, povești, de ceva. Povești. Era Buzuchea din Chifisia, unde cânta știu. La Nakamba. Ce șprițuri făcea acolo, ce norocie, ce aruncai cu farfurii în sus. De noi știa, mie îmi spunea Marc, noi ne vedeam italieni, ca să nu... Da. Înțelegi? Ce să mă...
Multă lume nu știe că pe vremuri aia nu era bine să fii român. Da, da, ziceam că suntem italieni, că tare, mai și pentru că nu știu ce, dar mi-aduc aminte de sindagma. Ca lumea trăiește? Omonia, da, da, da. E în Italia, pe aici, merge. Mamă, nu l-am văzut de 30 de ani. Am murit Mircea Cain. A stat 2 ani și ceva în comă. Mamă, sărac. L-am vizitat mereu în comă. La câți ani a murit? Câți ani avea? 60 și... 65. Calul trebuie să aibă 70, nu? Păi eu am 72, Calul are 74. Eu eram cel mai mic din toți. Calul are 74. 74, 74, mai mult, 75. Mamă, ții minte că l-am cunoscut prima oară în 88-89 cu tine? Da. Și când l-am văzut, s-a auzit sunt de la taică, mi-a dat Tahir și de la ăștia, de la Mitică, de la toți. Da. Și când l-am văzut, îl văd așa, m-a dat depărtare și zice Adam. Zice, hai, ne poate să-l vezi. Și mă duc așa spre el și când l-am văzut, depărtare, ce e Clint Eastwood. Da. Exact, da, în alt. Da, da, da. Și când avem și Cain acolo. Că el după aia venea cu nevasta în vacanță în Grecia. Da, da. Două, știu, două, pe cum să știu. Dar Adam, bă, băiatul. Săracul, Dumnezeu să-l ierte și... Nina o chema pe nevastă. Da, da, da. Și câte sticle mi-a aruncat mie femeia asta. Așa îmi treceau sticlele pe aici, că zicea că eu scot, că bă, te dracu, te singur, lasă-mă dracu în pace. E băiatul lui și fata lui în România și tocmai au botezat, știe, pe, au botezat pe copilul lui Vărmeu. Acum fi, câteva, da, luni de zile. Știu și bă, pe băiat și pe fata. Da, da, da. Pe la mine, cu tare, da. Nina, cu tare. Dar am avut o prietenie cu el. Giovanni, să meargă lumea să vadă filmul. Hai, România! Să dea Dumnezeu toată lumea succes, să vadă, nu? Filmul cu România, să vadă și Netflix-ul tău. Și să vadă și Don Giovanni. Și să vadă și Don Giovanni când va apărea. Mulțumesc mult de tot, să dăm și sănătate. Mulțumesc. Te iubesc în tot sfătul meu, tot ce îmi doresc mie și familiei mele. Doamne ajută! Vă mulțumim mult! Doamne ajută!